Urcăm în categorie după meciul de la 61 de kilograme și mergem la 77 de kilograme cu doi băieți interesanți. I-am mai văzut la Digisport și i-am văzut făcând meciuri foarte bune. Următorul meci la categoria 77 din Cluj-Napoca, primul va urca în ring Andrei Verde, cel prezentat acum de această domnișoară atât de drăguță. Lațco Levente din Cluj-Napoca, doamnelor și domnilor, Andrei Verde! Andrei Verde are 8 victorii și 5 înfrângeri în palmares, după cum observați. Are și un meci egal, 14 sunt meciurile duse de el la profesioniști. Și urmărim acum intrarea. Adversarul său vine din Constanța. Se antrenează la Urban Legend Academy, antrenat de către Mărcuță Cosmin. Doamnelor și domnilor, în colțul roșu, Madalin The Little Groot Crăciunică! Constanțeanul Madalin Crăciunică e un luptător foarte, foarte tehnic. L-am văzut în nenumărate bătăi, să spunem așa, în ring, și a câștigat sau a pierdut, dar întotdeauna a lăsat o impresie frumoasă. 18 victorii în cele 27 de partide în care a urcat în ring, și 7 înfrângeri. The Little Groot este porecla sa, antrenat de Cosmin Mărcuță la Urban Legend Academy. Ladies and gentlemen, showtime. 77 kg will start with the blue corner. Sigur că e important să știi să te alegi prezentatorul sau prezentatorii, cum e cazul acum. Eu cred că cei doi se potrivesc bine acolo în ring. Cosmin Cernat, având și experiența unor gale de box profesioniste, din câte mi-aduc aminte, dacă țin bine minte, el a prezentat gala de box când Doroftei a câștigat titlul mondial cu Arturo, cu Balbi aici în București, și cred că de acolo are antrenamentul, pentru că știu că s-a pregătit mult pentru acea gală și a urmărit ceea ce fac ring announcerii. Referee in the ring for this fight, ladies and gentlemen, Mr. Paul Florian. Suntem gata de o luptă frumoasă la o categorie mai mult decât interesantă, unde forța se îmbină perfect cu viteza. Crăciunică este cel tuns scurt cu mănuși roșii. Mă rog, cel tuns foarte scurt, hai să spunem așa. Iată-l. Și start în această luptă. Verde e un tip care stă bine în gardă, priviți-l cât de împachetat își urmărește adversarul acolo. Crăciunică are niște lovituri de deschidere, de abia acum de drumul la lovituri cât de cât mai importante. Își testează adversarul, în timp ce Verde e prea preocupat să se apropie de Mădălin. Deocamdată nicio lovitură aruncată de Verde, într-o gardă foarte amenințătoare ce-i drept, dar garda nu lovește, garda doar te aperi, iar Crăciunică nu insistă, pentru că simte că de acolo, din mănușile albastre, va veni o replică puternică. Thank you.
Verde deocamdată are o răbdare. Iată-l încasând aici, prin gardă, niște pumni zdraveni. Sigur, rezistă acolo și oprește forța loviturilor, dar încă nu a dat nicio lovitură. Aici, mă rog, e a doua de picior, pe brațe nimic deocamdată. Și a trecut o jumătate din această repriză. Crăciunică se lasă un pic invitat, încearcă să găsească o cheie acestei tactici de așteptare a adversarului, punând stânga pe acesta, încercând să-l controleze, dar neriscând acțiuni importante. Simte el acolo că îi se pregătește o capcană și nu e decis să intre în ea. Iată o lovitură de picior interesantă, care însă și-a greșit ținta, a căzut pe umărul adversarului și nu pe capul acestuia. Verde, în fine, a aruncat o stângă, dar e foarte atent în continuare, într-o gardă parcă eternă. Foarte bună stângă și încă o combinație. Crăciunică de abia acum trece la lucrurile serioase, simțind că trebuie să accepte odată și odată invitația. Până la urmă câștigă cel care lovește mai mult și Verde pare a fi preocupat să încaseze mai puțin decât să lovească. Nu și asumă riscuri și garda aia, până la urmă, oricât de impenetrabilă ar crede el că este, prin ea trec totuși pumnii lui Crăciunică, care prinde curaj și termină în forță o repriză în care adversarul stău a stat, cred că e cuvântul potrivit, a stat la cutie. Revedem câteva dintre loviturile lui Crăciunică. Aici e acea lovitură de picior ce foarte puțin trece pe lângă capul adversarului. Vedem un băiat relaxat, mă refer la Crăciunică, atent în gardă, într-o poziție echilibrată, în care evită ușor loviturile adversarului. Andrei Verde a cam rămas dator și așteptăm mult mai mult de la el în repriza secundă. Încearcă lovituri de picior, dar trebuie să dea drumul la niște combinații acolo. Nu poate să se bazeze doar că îl va prinde pe o contră pe Crăciunică, altfel un tip destul de tehnic și greu de surprins în astfel de situații. Bună dreaptă la corp, apoi continuare cu stânga. Crăciunică își caută drumul printre brațele adversarului, foarte bine face pasul înapoi și apoi pleacă pe acest atac 1-2. O dreaptă cât de cât onorabilă, aruncată de Verde. Și încă o lovitură înaltă de picior. Crăciunică prinde curaj și dă drumul din ce în ce mai, la mai multe lovituri. A încercat un uppercut, blocat bine de Verde de această dată. Dreapta aruncată de Verde în gol. Crăciunică a făcut la timp pasul înapoi. Foarte bune eschive, superbe eschive aruncate de Crăciunică. Atât de ușor, simțim parcă ritmul loviturilor adversarului, reușește să le evite atât de bine. Parcă fără viteză pe lovituri Verde, nu îl poate surprinde cu nimic până acum pe adversarul său. Crăciunică mereu cu un pas sau cu o idee înaintea adversarului. Nu era lovitura asta de mare forță la picior. Să vedem dacă a produs ceva avarii.
pentru că nu cădea Crăciunică degeaba. Acolo n-a fost dezechilibrat, surprins, și practic lovitura a fost foarte tare. Verde prinde curaj, dar Crăciunică ripostează. Bună stânga, aruncată din scurt de Crăciunică. Bădărin forțează lovitură de genunchi. Verde prins cu capul în față acolo. A avut timp să amortizeze cu brațele, dar nu cum și-ar fi dorit. Iată într-o serie bună, două lovituri de genunchi aruncate la un interval suficient de mare, cât totul să fie în regulă. Excelentă dreaptă. Crăciunica reușește să treacă ușor de garda unui adversar care trece prea târziu la atac. Verde prins acolo de două lovituri, dezechilibrat, și runda se termină aici. În opinia mea, în favoarea celui pe care îl vedeți. Sau celui pe care l-ați văzut înainte. Ați văzut ce bună a fost lovitura asta de picior pe după garda adversarului. O lovitură de picior cu o țintă foarte precisă. În tot ce a făcut până acum, Mădălin Crăciunică a fost peste adversarul său. Timp de două runde. Începe cea de-a treia. Excelentă acțiune. N-a avut timp să se aranjeze acolo în gardă, să blocheze cu brațul drept Verde și a încasat în plin lovitura de picior. Crăciunică mi se pare într-o bună dispoziție de luptă, de bătaie, să spunem așa. Totul iese, mișcările sunt relaxate. Un tip care arată, aș spune, o fluiditate în mișcări ce îl face să fie un tip foarte periculos. O ușurință ne-a dat drumul la orice lovitură, la orice combinație, în plus aceste eschive prin care ne arată cât de bine simte distanța de luptă, distanța la care poate ajunge adversarul. Frumoasă încercare, bună eschivă aici pentru Verde, care a simțit pericolul, era unul iminent, pentru că astfel de lovitură e de închis meci, practic. Verde nu profită de faptul că își împinge adversarul în colț și nu reușește să găsească măcar o lovitură clară în fața unui luptător foarte, foarte tehnic. Am auzit cu toții din gura antrenorilor. Oh, foarte bună, atenție, lovitura. Lovitură de picior rapidă. Crăciunică o recepționează bine, dar ați văzut cum proteza i-a sărit din gură. Excelent croșeu de dreaptă pentru Mădălin. Verde încearcă să-și împingă adversarul în colț. Iată câteva lovituri dure aruncate de acesta. Clare loviturile pe final de meci. Mm.
Crezi că acum și ies loviturile lui Verde și am impresia că ar putea fi prea târziu pentru el? Are posibilități, are forță în lovituri, dar a riscat prea târziu, cred. Sigur, e bine să ai o gardă frumoasă, să arăți acolo bine împachetat, doar că trebuie să dai mai mult din brațe și aici, la acest capitol, Crăciunica a fost peste. Verde a avut o răbuvnire așa pe final și cred eu că dacă ar fi riscat din timp, cred că ar fi găsit drumul spre victorie. Așa, în opinia mea, Crăciunica a fost cel care a punctat mai clar. Dar să așteptăm decizia celor care contează cu adevărat. Mă refer la arbitri. Aici s-a chemuit bine Verde și aici acea lovitură din scurt aruncată și scoate adversarului proteza din gură. Doamnelor, domnilor, momentul deciziei. Victorie cu 2-0. Ladies and gentlemen, the winner of this fight is the red corner. Da, decizia e normală. Crăciunica pe merit câștigă. Verde asta prea mult la cutie pentru a putea emite pretenții. Altfel n-a arătat deloc rău, dar finalul ne-ar putea face să credem că putea mai mult. Dar din păcate pentru el e victoria adversarului. O scurtă pauză, vom reveni.